Biserica în istorie, mărturisirea credinței în istoria bisericii, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șaptea. Istoria bisericii creștine a început în Țara Sfântă. Pogorârea Duhului Sfânt reprezintă momentul văzut al întemeierii bisericii creștine, este momentul pogorârii Duhului Sfânt asupra sfinților apostoli aflați în acel moment în Ierusalim, în jurul anului 33 după Hristos. În mod nevăzut, biserica s-a întemeiat pe jertfa de pe crucea Mântuitorului. Comunitatea din Ierusalim este comunitatea mamă a Bisericii Ortodoxe de astăzi. Drumul ei istoric a fost marcat de persecuții și mărturisit de credință, de martiriu. Până în perioada Sfântului Împărat Constantin cel Mare întâlnim persecuțiile. Răspândirea creștinismului s-a făcut prin predica Sfinților Apostoli și a Sfinților de după ei. Creștinismul devine religia acceptată în Imperiu prin edictul de la Milan din 313, dat de Constantin cel Mare. În anul 391, creștinismul devine religie oficială de stat în timpul împăratului Teodosie cel Mare. Mărturisirea credinței în primii ani după învierea Domnului și pogorârea Duhului Sfânt s-a făcut prin predica Sfinților Apostoli. Astfel aceștia au dus învățătura Mântuitorului în diferite țări. Andrei, în Bitinia, țările din jurul Mării Negre, Sciția, Tracia, Peloponez, Bartolomeu în Siria, India, Armenia, Filip în Asia, Iacob al lui Alfeu, Iudeea, Edesa, Gaza, Iacob al lui Zevedeu, Iudeea, Spania, Ioan, Efes, Asia, Iuda Tadeul, Ierusalim, Samaria, Galileea, Idumea, Arabia, Siria, Mesopotamia, Matia în Etiopia. Matei în Etiopia, Simon în Mauritania, Africa, Petru, Iudeea, Antiohia, Pont, Galația, Capadocia, Asia, Bitinia, Iliric, Roma, Toma în Palestina, Mesopotamia, Parția, Etiopia și India. Mărturisirea credinței s-a făcut între anii 325 și 787 prin definirea și delimitarea învățăturilor de ereziile apărute în cadrul celor șapte sinoade ecumenice. Se vor defini dogmele importante, printre acestea amintesc dogma cristologică, adică învățătura despre Iisus Hristos. Încă din cărțile Noului Testament descoperim unele mărturisiri de credință scurtă, de exemplu în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citim: aproape de tine este cuvântul în gura ta și în inima ta, ceea ce înseamnă cuvântul credinței pe care îl propovăduim, că dacă cu gura ta vei mărturisi că Iisus este Domnul și în inima ta crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, te vei mântui. Învățăturile transmise de apostoli s-au definitivat în cadrul primelor două sinoade ecumenice. Această mărturisire de credință este cunoscută și sub denumirea de crez. Uneori, creștinilor le era greu să mărturisească public credința lor, de aceea se foloseau de simboluri. Cel mai cunoscut este crucea, însă unul dintre simbolurile creștine din perioada persecuțiilor a fost peștele. Importanța pe care o are peștele în textul Evangheliei a contribuit la adoptarea lui ca simbol. Ichthys era un acrostih cristologic, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. I de la Iisus, H de la Hristos, T Theos Dumnezeu, I Ios Fiul, S Soter Mântuitor. Cum poți să îți mărturisești responsabil credința în zilele noastre? De exemplu, vorbind altora despre Hristos.